Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Cristinel Pavel, prefectul județului Mehedinți și Constantin Trușcă, primarul comunei Șimian, s-au întâlnit astăzi cu directorul general al companiei naționale Romarm S.A., Gabriel Țuțu, la Șimian, unde va fi construită o fabrică de armament, mai precis, vor fi produse cunoscutele pistoale Beretta. Romarm poate să facă o investiție nouă de la capăt, de la zero, într-o locație pe care primăria Șimian o pune la dispoziție, în așa fel încât un pistol nou pe modelul Beretta să fie rebranduit de către compania Romarm. Vorbim nu numai de pistoale Beretta, vorbim și de arma de asalt Beretta, care va fi făcută tot aici, în etapa a doua a acestei investiții. Mai mult de atât, primăria Șimian va pune la dispoziția companiei cu titlu gratuit un teren pentru construirea fabricii de armament. Datorită acestei investiții vor fi create aproximativ 50-100 de locuri de muncă într-o primă etapă, urmând ca cifra să ajungă la 500 de locuri de muncă în următoarea etapă. Este vorba de o investiție destul de importantă pentru locuitorii Șimian și pentru județul Mehedinți. Primăria comunei Șimian va pune la dispoziție a investitorului o suprafață de 10.000 de metri pătrați. De asemenea, ne obligăm să aducem toate utilitățile necesare funcționării acestei investiții. Îi asigurăm de toată colaborarea. De asemenea, ne gândim și la unele facilități fiscale și nu numai atât cât ne permite legea. Deci vor avea noi un partener și un sprijin pentru realizarea acestei investiții. Câteva din avantajele conferite de amplasarea fabricii de armament la Șimian sunt calea ferată și Dunărea, care vor permite distribuirea mărfii cu ușurință. Investiția vine și cu contracte, deci în momentul în care fabrica va fi finalizată și va începe să producă, în spatele acestei investiții, tot pe înțelegerea de offset, va exista și un contract de livrare de pistoale pentru o perioadă de 5 ani. Deci muncitorii respectivi, în momentul în care vor termina stagiul de instruire în Italia, vor beneficia din prima săptămână de muncă de un contract pentru care să producă. Eu cred că, acum mă uitam, proximitatea cu gara, cu linia ferată, e un avantaj foarte, foarte bun pentru o nouă facilitate de producție, pentru că ai posibilitatea să aduci materie primă, să transporti produsul finit într-un mod foarte ușor. Nu mai spunem că avem și Dunărea și cel mai ieftin mijloc de transport în momentul de față, mijlocul de transport naval. În ultimele 3 decenii, județul Mehedinți a fost ocolit de investiții majore. Am primit o veste bună pentru județul nostru, județ care, după cum prea bine știți, în ultimii 30 de ani a fost ocolit și de investitori și de investiții serioase, investiții majore. Dar cu ajutorul domnului ministru Virgil Popescu, ministru Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, iată că astăzi în localitatea Șimian se pun bazele sau se edifică o investiție serioasă, o investiție strategică și mă refer aici la această fabrică de armament. Romarm este o structură cu capital 100% românesc sub autoritatea Ministerului Economiei și este principalul furnizor din România de tehnică și servicii militare, fiind o prezență constantă în peste 50 de piețe în țări din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia și Africa.